Doamnelor și domnilor, bună dimineața, sunt Ștefan Pășcuță, urmăriți TOKB1. România a depășit pragul de 1 milion de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și s-au înregistrat deja 25.000 de decese de anul trecut și până acum din cauza COVID, potrivit ultimelor raportări de la grupul de comunicare strategică. Evacuarea haotică de la Spitalul Foișor, pe de altă parte, de acum două seri, este consecința modului în care a fost gestionată pandemia în România în ultimele luni. Asta reiese și din modul în care a fost luată această decizie. Ministerul Sănătății a emis două ordine, primul în 26 martie, care includea Foișorul pe lista unităților suport COVID, iar un al doilea din 2 aprilie, din care lipsea tocmai spitalul cu pricina. Haideți să urmărim un scurt material pregătit de colegii mei și revenim în platou la discuții. După cele două hotărâri contradictorii date de Vlad Voiculescu, a venit rândul lui Raed Arafat. Șeful DSU a emis un ordin prin care Spitalul Foișor este operaționalizat pentru a primi pacienți infectați cu noul coronavirus. Ordinul este avizat de Vlad Voiculescu, adică de cel care scosese același spital de pe lista unităților suport. Epopea începe pe 26 martie, atunci când Ministerul Sănătății aproba planul de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19. Acest act, publicat în Monitorul Oficial, includea și Foișorul pe listă. După doar o săptămână, Vlad Voiculescu modifica o anexă a ordinului prin care ștergea Spitalul Foișor din rândurile unităților suport. Tot pe 2 aprilie este trimisă și o adresă de către conducerea Spitalului Foișor către Ministerul Sănătății, în care explică motivele pentru care unitatea sanitară nu poate primi pacienți SARS-CoV-2. Ulterior, pe 9 aprilie, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, emite un al treilea ordin privind operaționalizarea în totalitate ca unitate suport COVID-19 a Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor, document avizat și de către Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. În document este explicat faptul că măsura operaționalizării Spitalului Foișor ca unitate medicală pentru pacienții COVID va fi pusă de urgență în aplicare. Conform Ministerului Sănătății, deși spitalul fusese informat încă de dimineață despre transformarea în COVID, la ora 11, managerul Ioan Cristian Stoica încă nu întocmise documentele necesare eliberării avizului temporar. Și discutăm despre toate acestea cu invitații mei de la această oră. Doamna Voichița Lăzureanu, medic infecționist la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, vă spun bună dimineața, în legătură directă prin Skype. Bună dimineața. Și tot prin Skype este alături de noi și Ciprian Purice, jurnalist. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Dar înainte de a trece însă la discuție, aș vrea să mergem la colega mea Gabi Mihai, pentru că au trecut 36 de ore de la evacuarea deficitară de la Spitalul Foișor, iar opinia publică încă mai așteaptă punctul de vedere al directorului medical al clinicii de ortopedie, doctorul Cristian Stoica. Gabi, când am putea să avem și noi o reacție oficială? Așadar, ești în direct, te ascultăm. Am găsit, este greu de spus, am făcut mai multe solicitări, însă managerul Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din Capitală nu le-a dat curs și am văzut că până acum nu există nicio reacție din partea conducerii Spitalului Foișor din Capitală, nici din partea Primăriei Generale, în subordinea căreia se află acest spital din Capitală. Pe de altă parte, am văzut care sunt consecințele unei decizii luate pe ultima sută de metri. Mai exact, 10 de pacienți vineri seara după ora 21 au fost evacuați din Spitalul Foișor pentru că acesta urma să devină spital suport COVID și inițial prima decizie a fost luată în jurul prânzului, atunci când șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu au transmis conducerii Spitalului Foișor vineri, așa cum spuneam, în jurul prânzului, că acest spital trebuie evacuat astfel încât să fie ulterior transformat într-un spital suport COVID. Nu s-a ajuns la o înțelegere imediat, astfel că pacienții au fost evacuați foarte târziu. Am văzut pacienți care au fost luați cu salvările și transportați spre alte spitale, dar și pacienți care au fost luați de aparținători și unii dintre ei au plecat spre
spre case, chiar în portbagajele mașinii. Important de menționat este că am văzut și ultima reacție a șefului pentru, Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Acesta spunea că regretă ceea ce s-a întâmplat, nu toate deciziile pot fi înțelese sau tolerate, însă a fost o decizie care a salvat vieți, având în vedere contextul din capitală, pentru că 10 de pacienți testați pozitiv pentru COVID-19 se aflau în unitățile de primiri urgențe, aveau nevoie de îngrijiri medicale de urgență și nu mai aveau locuri pentru a putea fi îngrijiți. Tocmai de aceea s-a luat această decizie ca Spitalul Foișor din capitală să fie transformat într-un spital suport COVID, iar ieri au fost aduși primii 4 pacienți la Spitalul Foișor, pacienți testați pozitiv pentru COVID-19, iar în cursul acestei zile continuă acest demers de a aduce pacienți în acel spital. Pe de altă parte, nu am văzut o reacție a ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, în urma acestui scandal, iar acest lucru i-a nemulțumit inclusiv pe o parte dintre liberali, pentru că aceștia au propus ca mâine în ședința Biroului Executiv al Partidului Național Liberal, atunci când liderii se vor întâlni, să discute despre situația ministrului Sănătății Vlad Voiculescu. O parte dintre liberali au cerut chiar demiterea acestuia. Vom vedea până la urmă ce decizie se va lua mâine în ședința Partidului Național Liberal, care de altfel va fi urmată și de o ședință a Coaliției de Guvernare. Desigur, și în această ședință a Coaliției de Guvernare se va discuta despre acest subiect. Și știm că cei din USR Plus în continuare îl susțin pe ministrul Sănătății Vlad Voiculescu. Da, Gabi Mihai, mulțumesc mult pentru aceste informații și am să mă îndrept către doamna Lăzureanu să vă întreb, pentru că am ajuns în situația în care, iată, evacuăm spitale noaptea, ziua, totul s-a făcut oarecum haotic. Este această măsură o soluție de compromis? Vă rog. Iată că suntem la mai bine de un an de când a început această pandemie și, din păcate, ne prinde veșnic nepregătiți. Nu s-au luat măsuri din timp, știindu-se că va veni al doilea val, al treilea val, în curând discutăm și de al patrulea val. Din păcate, nici măcar atunci, la început, când nu știam nimic despre această pandemie, nu s-au luat asemenea decizii greșite, nu au existat asemenea bâlbuiele, asemenea erori. Este imposibil să transferi pacienții de pe o oră pe alta într-un alt spital, mai ales că am înțeles că erau și mulți pacienți postoperatori și pacienți care aveau nevoie de îngrijiri medicale. Nu era un fel de stațiune balneoclimaterică unde să fie internați pacienți cronici care să aibă nevoie de un tratament de treținere care oricând poate fi amânat. Eu, sincer să fiu, nu înțeleg cum se pot lua asemenea decizii de pe o zi pe alta. Nu știu cum se pot semna acte și ordine de ministru în care ba există, ba nu există acel spital, iar managerul nu poate fi pus în situația în care în câteva ore să găsească acestor pacienți locuri în alte spitale non-COVID în care să primească îngrijiri medicale de calitate. Da, iar, știm că numărul pacienților infectați cu COVID este unul extrem de mare și continuă să crească numărul pacienților de la ATI. Dar totuși, ce facem cu pacienții care nu au COVID, dar au nevoie de îngrijiri medicale? Exact. Am înțeles că s-au internat în acel spital în prima fază 4 pacienți. Deci toată această circotecă a fost pentru 4 pacienți care mi-e greu să cred că nu au putut, cărora nu a putut să li se găsească un loc într-un alt spital, sau dacă într-adevăr așa este, mi-e greu să cred că a trebuit evacuat un întreg spital și nu s-a putut face un circuit funcțional pe o anumită aripă. Nu știu exact care este locația și împărțirea Spitalului Foișor, dar mi-e greu să cred că a trebuit eliberat un spital
spital întreg sau dacă ar fi trebuit eliberat, atunci trebuia eliberat, igienizat, tras oxigen medicinal în toate saloanele pentru a pentru ca pacienții cu COVID să și beneficieze de tratament. Pe de altă parte, da, a evacuat spitalul, dar tratament specific împotriva SARS-CoV-2 nu ai de unde, că nu ai fost inclus în programul național al spitalelor care să beneficieze și de tratament. Trebuie neapărat să ai un medic infecționist, un medic pneumolog care să știe să ghideze tratamentul pentru început, până când și medicii din acel spital își fac o rutină și înțeleg protocolul și știu să-l aplice. Și deci nu este chiar așa simplu, nu este chiar așa simplu pe cum credem noi, poate cei de acasă. Ciprian Purice, cum vezi situația de la spitalul Făișor? Cred că, în primul rând, este o mare, foarte mare problemă de comunicare. Pentru că nici acum guvernul nostru nu vrea să înțeleagă că în tot ceea ce privește pandemia și chestiunile conexe pandemiei, cetățenii sunt foarte, foarte sensibili. Și atunci, dacă guvernul va înțelege că orice chestiune, oricât de mică, oricât de semnificativă pare ea, să o comunice, să facă o conferință de presă. În cazul de față la Făișor, că aici vreau să ajung, dacă se făcea o conferință de presă, vineri la prânz, unde se invitau, veneau toți colegii noștri acolo și li se spunea, a s-a luat decizia ca, având în vedere situația critică, nu avem patru la ATI și toate datele astea tehnice, medicale, s-a luat decizia ca Spitalul Făișor să fie transformat în spital COVID, pacienții vor fi transferați cu maximă urgență, cu grijă și nu știu ce, nu mai aveam această poveste. La fel cum s-a întâmplat și cu, dacă țineți minte, cu măsurile restrictive. Ele, totdeauna, guvernanții noștri vin și dau explicații post-factum. Incită spiritele, stârnesc furia oamenilor, după care vin să explice. Recomandarea mea ar fi să explice dinainte, să ne arate cu date, că să știți că poporul român nu e un popor de idioți. Poporul român înțelege, dovadă că anul trecut au stat 2 luni de zile în casă, tot poporul a stat 2 luni de zile în casă, nimeni nu credea că se poate întâmpla așa ceva. De ce? Pentru că au văzut că e o situație foarte gravă și au înțeles. La fel și acum, dacă guvernul nostru, prin reprezentanții săi, în cazul de față, domnul Voiculescu sau domnul Arafat, veneau și ne explicau ce se va întâmpla cu Spitalul Făișor, eu sunt convins că nu am fi avut asemenea reacții. Pe de altă parte, la un moment dat ajuns să te întreb dacă cei de la guvern vor să facă rău intenționat guvernului, pentru că este încă un scandal legat de Ministerul Sănătății și care vine să arunce guvernului o întreagă lumină negativă. Pentru că eu nu pot să cred că în tot Ministerul Sănătății sau în departamentul, în acest CNSU care se ocupă de gestionarea pandemiei, nu sunt și oameni care să pricep la comunicarea cu publicul și care să le recomande șefilor din aceste entități să comunice deciziile pe care urmează să le ia. Deci aici cred că este situația foarte interesantă și care ridică multe semne de întrebare. De ce în ultimele luni, dacă o analizăm bine, chiar de la acest nou guvern al domnului Câțu, observăm că măsurile care urmează să se ia se comunică foarte prost sau aproape deloc. Crezi că ar trebui să demisioneze în acest moment Vlad Voiculescu sau crezi că va demisiona? Nu cred că va demisiona Vlad Voiculescu pentru că ne-a arătat că nu are, știu și eu, un simț al răspunderii sau al lucrurilor care au ajuns totuși prea departe. Cred că aici ar trebui să intervină domnul Câțu și domnul Iohannis, că domnul Iohannis a girat acest guvern, și să-i ceară demisia, cred că la inițial ar fi suficient la nivel informal, da? Să-i dea un telefon să spună, dragă Vlad, e prea mult, sunt prea multe gafe legate de ministerul tău, de mandatul tău, trebuie să pleci, pentru că, așa cum ziceam și adineori, toate gafele astea ale domnului Voiculescu aruncă o lumină negativă asupra întregului guvern. Degeaba încearcă domnul Câmpeanu să facă minuni în domeniul educației. Degeaba încearcă domnul Câțu să rezolve problema deficitului. Degeaba să încearcă atragerea de fonduri europene cu PNRR-ul. Degeaba se întâmplă toate astea dacă săptămânal vine domnul Voiculescu și ne mai dă câte o nenorocire dintre asta. La un moment dat, dacă nu ne-am pricepe la politică și la ce se întâmplă în țara noastră,
am putea să credem că domnul Voiculescu e așa un agent ascuns al PSD-ului, fiindcă face atâtea de servicii actualei puteri și atât de multe beneficii aduce opoziției, încât nici nu mai știi să înțelegi sau să pricepi de ce parte joacă. Da? Aici e problema cu domnul Voiculescu. Ar trebui, dacă el nu își dă demisia, domnul Barna cu domnul Câțu și cu domnul Iohannis să aibă o discuție serioasă, bărbătească, în care să înțeleagă gravele prejudicii pe care le generează mandatul domnului Voiculescu, nu doar pentru Ministerul Sănătății, nu doar pentru guvern, ci asupra întregului climat. Că poporul, România e într-o stare de tensiune din cauza pandemiei. Ori să-ți vină mereu pe tematica asta tot felul de gafe, tot felul de bâlbe, tot felul de bombe, vin cetățenii nu mai au răbdare și nu mai au încredere. Să știți că există și faptul că nu au încredere în domnul Voiculescu, care gestionează Ministerul Sănătății, să va răsfrânge și asupra vaccinării. Observați că avem o scădere de entuziasm. Da. Și pe de altă parte, Ciprian, ieri am depășit cifra neagră de 1 milion de pacienți infectați de la începutul pandemiei, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, și 25.000 de decese de anul trecut și până acum. Doamna Lăzureanu, ce credeți că ne așteaptă din punctul acesta de vedere? Nu ne așteaptă zile prea plăcute, cel puțin nu în imediata perioadă următoare, pentru că, așa cum spuneați, vaccinarea stă pe loc. Au fost foarte multe bâlbe și pe această parte de vaccinare general, mondial, nu vorbesc doar la noi, la nivel de România. Noi am plecat foarte bine cu vaccinarea, dar din păcate după aceea, fie din lipsă de vaccin, ulterior din lipsa încrederii populației în diversele forme de vaccin, împreună cu această comunicare deficitară, complet deficitară, între Ministerul Sănătății, între coordonatorul campaniei de vaccinare, domnul dr. Gheorghiță, în fața căruia eu, sau față de care eu, mare respect și depune o muncă titanică, dar știți cum e, dacă ești în permanență sabotat și în permanentă așa stare de tensiune vis-a-vis de Ministerul Sănătății, care pare să nu ajute niciun fel această campanie de vaccinare, nu ne așteaptă zile prea plăcute, pentru că ați văzut, rata de infectare crește, valul 3 este în plină ascensiune și, din păcate, iată, nici locuri nu mai sunt în spitale. Spitalele, în loc să le pregătim din timp, să facem din timp loc pacienților și pacienții cu COVID care ajung în acele spitale suport să beneficieze într-adevăr de tratament specific și de act medical de calitate pentru această boală, dar nu în detrimentul celor cu alte afecțiuni și cu alte boli. Cred că suntem departe de a scăpa de această presiune foarte mare a pacienților infectați cu HIV. Și iată că vine și acea neîncredere vis-a-vis de restricțiile care s-au luat oarecum nejustificat, fără să se țină cont de faptul că totuși 1 milion de persoane au trecut deja aproape prin boală sau sunt încă în continuare. Parte dintre noi ne-am și vaccinat, adică nu se mai justifică alte noi restricții. Din contră, ar trebui ușor, ușor găsite metode de relaxare și de a le da oamenilor o fărâmă de încredere că totuși vor veni mai repede sau mai târziu zile mai bune. Dar și revenind ne puțin, vom scăpa de pandemie. Revenind puțin la campania de imunizare, l-aș întreba pe Ciprian, ce crezi că ne scapă din această campanie de imunizare? Pentru că autoritățile vor ca undeva la 5 milioane de români să fie vaccinați până la începutul verii, dar deocamdată avem 2,5 milioane de români care au primit cel puțin o doză de vaccin. Va fi posibil să ajungem la 5 milioane în vară? Depinde doar de noi. Și când spun noi, mă refer și la noi ca cetățeni și la conducătorii pe care îi avem. Și revin la ideea de adineauri. În momente critice, în momente grele, fie că e război, fie că e criză economică, fie că este o criză sanitară, cum este cea de acum, este fundamentală încrederea cetățenilor în conducătorii lor.
Și dacă conducătorii noștri vor înțelege că trebuie să aibă în această perioadă, măcar până la sfârșitul anului 2021, când lucrurile se vor mai limpezi, trebuie să aibă un comportament impecabil. Ei trebuie să facă eforturi să reclădească încrederea cetățenilor în autoritățile guvernamentale, centrale sau cele locale. Și în felul acesta, peste această încredere, dacă ea se reclădește, putem pune campanii de informare publică referitoare la vaccinare, campanii de promovare a vaccinării, vaccinare efectivă mai eficientă și multe altele. Dar totul pleacă de la această legătură între cetățeni și stat. Statul este reprezentat de conducători. De asta vă spuneam că domnul Voiculescu trebuie demis urgent. Și nu întâmplător și alți oameni, inclusiv membrii PNL, cer acest lucru pentru că își dau seama de riscul foarte, foarte mare pe care îl reprezintă existența dumnealui în continuare ca ministru al sănătății. Acum, revenind în precis la vaccinare, observăm că problema dozelor s-a rezolvat. Așa cum spunea și doamna doctor, la început au fost probleme că nu existau doze suficiente. Acum, da, dar acum avem o reticență față de vaccinul AstraZeneca din partea populației. Se suplimentează chiar în această perioadă, trebuie să vină câteva sute de mii sau chiar milioane de doze de la Pfizer și Moderna, deci ușor, ușor și această sincopă cu AstraZeneca va putea fi depășită prin utilizarea vaccinurilor în care oamenii au încredere. Problema este că cam într-o lună se vor termina cetățenii care vor să se vaccineze. Aici este problema. Acum avem doze, avem personal, avem centre de vaccinare, nu ne vor mai lipsi oamenii. Pentru că dacă ne uităm pe listele de așteptare, vom vedea că nu avem acolo 10 milioane de cetățeni, adică, să spunem, aproape toată populația României care trebuie vaccinată, care își așteaptă chemarea la vaccin. Și sunt la ordinul câteva sute de mii. Ce se întâmplă când se vor fi vaccinat acești toți oameni, acești toți români? Ce va face statul? Se va ruga de cetățeni să vină la vaccinare. Și dacă noi nu vrem să ne vaccinăm, fiindcă nu avem încredere în guvern, din cauza domnului Voiculescu, din cauza domnului Arafat, din cauza domnului XY și tot așa, ce o să facă? O să ne oblige? De asta revin. Este urgent ca guvernul să înțeleagă în ceasul al 12-lea că cetățenii nu mai au încredere în el. De asta și protestele din stradă. Păi restricțiile de acum sunt infinit mai legere decât cele de anul trecut de pe vremea asta. Sau... Doamna Lăzureanu, vă rog, și dumneavoastră, ce părere aveți despre campania de imunizare? Cum decurge și dacă vom reuși să atingem un număr impresionant de oameni vaccinați până la urmă pentru a nu mai avea parte de valul 4 al pandemiei? Da, așa este. Avem centre de vaccinare, avem vaccinare și la nivelul medicilor de familie, care cel puțin în Timișa a și început. Avem doze de vaccin și, din câte știm, vom avea suficiente doze Pfizer și Moderna, astfel încât AstraZeneca să vedem în final totuși ce se hotărăște și care vor fi indicațiile. Dar, din păcate, încrederea oamenilor în vaccinare a scăzut. Și datorită acestor bâlbâieri și a incompetenței de la nivelul Ministerului Sănătății, oamenii și-au pierdut încrederea aceea de la început, în care au fost deschiși către vaccinare și necomunicându-se și neluându-se niște atitudini pozitive vis-a-vis de această vaccinare, în a comunica oamenilor că este unica și singura modalitate pe lângă trecerea prin boală, de aceea nu are o imunitate de lungă durată, doar vaccinul este cel care ne va scoate din această perioadă de pandemie și vom încerca să reintrăm în normalitatea pe care o știam dinainte. Da, suntem în această poziție ingrată de a avea unde să ne vaccinăm, a avea cu ce să ne vaccinăm, dar puține persoane care se vor adresa fără alte campanii de informare și o transparență absolută în acest proces de vaccinare. Da, și ne pregătim să avem parte de o serie de măsuri de relaxare, primele chiar de sărbătorile pascale. Credeți că vor respecta oamenii regulile minime sanitare până la urmă? Sunt sigură că oamenii vor respecta, pentru că atâta timp cât sunt informați și atâta timp cât știu că de aici până aici atâta putem face, dar să avem o anumită relaxare, să vedem și
că față de Paștele de anul trecut, Paștele de anul ăsta aduce niște măsuri în plus ca și relaxare și cap și posibilitate de a sărbători, de a ne vedea, de a ciocni un nou, de a cânta un Hristos a înviat. Eu cred că oamenii, da, înțeleg că protecția deocamdată fizică de mască și de distanțare fizică atunci când nu suntem vaccinați este singura care ne poate scăpa de infecție și dacă ne și uităm la rata mare de infectare din țară, eu cred că oamenii o să înțeleagă că un pic de relaxare nu poate să vină decât însoțită deocamdată de o păstrare în continuare a măștii și a distanțării fizice, sigur pe lângă igiena de zi cu zi a mâinilor. Da, Ciprian, pe de altă parte, guvernul pregătește o serie de măsuri de relaxare și de la 1 iunie. E clar că va fi o gură de oxigen pentru români, dar vreau să te întreb dacă suntem pregătiți. Și aș mai adăuga eu că premierul Câțu ne-a spus că de la 1 august e posibil să scăpăm de tot de mască. Mai e mult, deși pare aproape, dar mai e mult până la 1 iunie. Până la 1 iunie se pot întâmpla tot felul de lucruri. Suntem acum în primăvară 3, crește numărul de oameni care necesită intervenție la ATI. Observăm că totuși săptămâna asta a început să scadă numărul total de infectări, dar peste toate astea noi trebuie să spunem că sunt în continuare o groază de cetățeni români care, deși se infectează, nu declară acest lucru oficial. Tocmai pentru că nu mai au încredere în stat. Le e frică că vor fi luați cu forța și duși la spital unde se moare pe capete. Le e frică de cine știe ce fel de carantine și alte restricții și nu se mai declară. Deci noi astăzi nu avem o imagine foarte, foarte precisă a ce înseamnă pandemia COVID-19 în România. De aceea, de a spune așa cu fermitate că de la 1 iunie vom renunța la o parte din restricții, mie mi se pare așa cu bătaie lungă. Pe de altă parte, cred că, asta și în continuarea ideii de mai devreme, în reclădirea încrederii dintre cetățeni și stat, cred că este necesar să revină în comunicarea publică președintele Iohannis. Pentru că lăsând deoparte toate partipriurile politice și preferințe sau mai știu eu ce, domnul Iohannis are în continuare se bucură de foarte multă încredere din partea cetățenilor, nu mai are o miză politică așa că își permite și niște costuri de imagine pe care le-ar putea suferi. Și cred că intervenția dumnealui, în care, măcar de două ori pe săptămână, să vină să ne spună ce restricții urmează să impună guvernul, ce urmează să facă Ministerul Sănătății, ce se mai întâmplă cu țara noastră. Și din așa cum am mai făcut-o și în valul 2 al pandemiei. Păi da, dar atunci eram un an electoral. Acum nu mai suntem și, vedeți, se simte acest lucru. Sau pe comunicarea în domeniul vaccinării. Este nevoie ca... Președintele României, care astăzi este politicianul care se bucură de cea mai mare încredere, să iasă și să sprijine guvernul, statul, în comunicarea publică. Pentru că altfel tendința este de a merge în jos. Nu mergem în sus, nici cu vaccinarea, nici cu pandemia. Și deci vom avea foarte mari probleme. Doamna Lăzureanu, când am putea scăpa de pandemie? Este o întrebare, cred că, deja clișeică, dar având în vedere, să zicem, experiența din alte pandemii din istorie. Așa cum ați văzut și în filmele care aveau ca și protagonist un agent etiologic viral, toate aceste filme se termină odată cu apariția vaccinului, când luminița de la capătul tunelului există și omenirea supraviețuiește și trece mai departe până la următoarea pandemie. Eu cred că doar după ce vom atinge acea imunizare de masă de undeva măcar 70%, 70-80%, de-abia după aceea putem vorbi despre o eventuală ieșire din frica aceasta de moarte legată de infecția cu COVID. Dar asta nu doar în România, ci peste tot, pe mapa mond, indiferent de țări sărace, țări
în curs de dezvoltare, țări bogate, va trebui să fie un efort general. Sigur că fiecare în țara lui are o datorie, Ministerul Sănătății din țara respectivă are datoria de a informa și de a conduce și de a stimula aceste vaccinări la persoanele din statul respectiv, dar din păcate, precum vedeți, noi avem acum cel mai slab ministru al sănătății din toate timpurile. L-a mai avut odată și a demonstrat că este foarte slab, dar se pare că noi niciodată nu învățăm din prima lecție, întotdeauna trebuie să perseverăm, dar este de departe nu numai cel mai slab ministru din istoria Ministerului Sănătății, dar și din acest guvern. Sunt crize după crize, bâlbe după bâlbe, transparența lipsește cu totul, comunicările sunt haotice și de cele mai multe ori nu sunt conduse de domnul ministru. Domnul ministru și când vine și comunică, pare că habar n-are ce scrie în ordinele, chiar dacă nu le-a emis dânsul, el oricum nu știe ce a semnat nici el, nici cel de dinainte. Și din păcate, în priză, în plină pandemie, în val 3 de pandemie, face un deserviciu foarte mare, cel puțin din punct de vedere al sănătății publice și sigur că al fiecărui individ în parte, sănătatea fiecărei persoane în parte, are de suferit datorită acestei slabe calități ministeriale a actualului ministru al sănătății. Da, și revenind puțin la vaccin, pentru că discutasem înainte de când ar putea să se termine această pandemie, vreau să vă întreb, doamna Lăzureanu, cât ne poate proteja un asemenea vaccin, pentru că știm că există unele studii care demonstrează o imunitate de doar 8 luni, aproximativ. În acest context, în iarna viitoare, ar trebui să ne imunizăm din nou? Este greu de spus deocamdată. Primii voluntari care au început vaccinarea cu Pfizer, pentru că acela a fost primul vaccin care a intrat în trialurile pe oameni, are deja un an. Deci, la un an de la prima vaccinare a primilor voluntari, se pare că titlul de anticorp rămâne în doză protectoare și, cel puțin din acest punct de vedere, putem spera sau putem trage concluzia că vaccinarea nu va fi mai rapidă de un an distanță. Acum, toată lumea speră că acest următor posibil rapel să fie făcut cât mai târziu, poate peste 2, 3, 5 ani, dar asta doar văzând și făcând vom ști, pentru că doar după ce acești primi voluntari vor trece acest examen al timpului, vom vedea cât de mult avem acești anticorpi, dar din păcate vine din urmă acea problemă a mutațiilor de rezistență atât spontane, dar și cele generate de vaccin, pentru că așa este în medicină, așa știu microorganismele, așa știu virusurile să lupte pentru supraviețuire, să genereze mutante și din acelea vor deveni și mutații de rezistență majore, care s-ar putea să impună o revaccinare bazată pe aceste noi tulpini care există acum și care în mod cert se vor dezvolta. Dar cu cât mai repede vom atinge acea imunizare de masă de 70-80%, cu atât și virusul va circula mai puțin și nu va mai face acele pasaje repetate de la individ la individ care să permită apariția acestor mutații. Ciprian, ar trebui să pregătim o logistică poate pentru următorii ani, să fim pregătiți? Ea deja există și funcționează, din câte vedem. Centrele de vaccinare funcționează. Peste ele se poate suprapune mai mult personal sau poate ușor mărite, astfel încât să suporte un număr mai mare de pacienți. Dar eu aș vrea să vă spun că Pfizer de asemenea lucrează și la un tratament pentru COVID-19, care, la fel ca și în cazul altor boli, poate cu mai puține efecte devastatoare ca această boală respiratorie, că este, de exemplu, în cazul gripei sau a virozelor, se combină vaccinarea cu tratamentul efectiv. Deci, eu cred că în momentul în care marile companii de cercetare și producție farmaceutică vor scoate pe piață și tratamentul, atunci vom putea spune că
am început încheierea cu pandemia. Pentru că, în fond, toată bătălia cu această boală este de a nu aduce la limita suportabilității sistemul medical. Astfel încât oamenii, în cazul în care ajung în cazuri grave, fie că vorbim de tratamentul clasic sau cel de la ATI, să aibă unde să se trateze. Despre asta este toată bătălia cu pandemia, nu este despre altceva. Observăm că nu sunt efecte grave decât în anumite cazuri. Și inclusiv scandalul de la Foișor, despre asta e vorba, de a crea locuri în care cetățenii români să aibă unde să fie tratați. Deci, concluzionând, în momentul în care avem deja vaccin care rezistă 6, 8 luni, 12 luni, în funcție de persoană la persoană, vom avea și un tratament pentru boala asta, eu cred că atunci vom putea spune că pandemia COVID-19 este deja istorie. Da, doamnelor și domnilor, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și am să vă rog, stimați invitați, să rămâneți cu mine și după publicitate, pentru că vom discuta despre petrecerile din capitală, din cluburile de fițe, care continuă chiar și în valul 3 al pandemiei. Revenim imediat. Cluburile de fițe care sfidează din nou orice regulă, abia închis pentru că au organizat petreceri în pandemie, clubul Bambu și-a reluat ilegal activitatea. Autoritățile au anunțat că au dublat amenzile și au confiscat veniturile obținute ilicit. Urmărim un material și revenim. Pentru o astfel de petrecere, clubul Bambu și-a pierdut în urmă cu câteva săptămâni autorizațiile. Doar că asta nu i-a împiedicat pe patroni să își continue nestingheriți afacerile. Polițiștii locali au descins din nou la Bambu și au dat noi amenzi. Primarul sectorului 2, Radu Mihaiu, susține că sancțiunile vor continua să curgă până când clubul de fițe va intra în legalitate. Aparent, în lumea intangibililor, suspendarea activității până la rezolvarea problemelor e tot una cu o pauză scurtă, de formă. Greșit. În ciuda sancțiunilor aplicate în martie, cei de la Bambu au repornit activitatea fără niciun drept. Nu au intrat în legalitate cu amenajarea terasei, nu și-au scos autorizație de funcționare, nimic. Au impresia că regulile nu sunt pentru ei. Cum e și normal, instituțiile abilitate au venit în control și iar au găsit nereguli. Au fost dublate amenziile și au fost confiscate veniturile ilicite obținute de operatorul economic în perioada suspendării activității comerciale, a scris edilul pe Facebook. Rămâne de văzut însă dacă măcar de această dată cluburile de fițe vor ține cont de sancțiunile date de autorități sau vor continua ca și până acum să sfideze regulile și să facă profituri uriașe. Trei localuri cunoscute din capitală, Loft, Casa di David și Bambu, au fost închise pentru 30 de zile la finalul lunii martie, în cadrul activităților de verificare privind respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. Da, iată, stimați invitați, ce se întâmplă în cluburi. Avem petreceri peste petreceri. Am avut și proteste aseară, evident, fără măști de protecție. Iar dacă noi vrem măsuri de relaxare, de exemplu, în Germania, oamenii au ieșit pe stradă și au cerut măsuri mult mai restrictive. Doamna Lăzureanu, ce părere aveți? Nu știu, cu măsuri mult mai restrictive, cine le cere și cum le interpretăm. Ideea este că întotdeauna într-o societate vom avea și oameni care nu vor să țină cont de restricții, ordine, măsuri, indiferent de care sunt. Întotdeauna se vor găsi oameni, persoane care să își dorească cu totul altceva decât își doresc guvernanții. Din punct de vedere medical, strict medical, nu pot să fiu de acord cu acest lucru și mai ales cu nepurtatul măștilor și măștii și necesitatea totuși de a păstra o distanțare fizică până când vom atinge acea imunitate colectivă. Din punct de vedere uman, pot să înțeleg mai ales tinerii care, după un an de zile de restricții, își doresc să se întâlnească, își doresc să asculte muzică, își doresc, dar nu cred că este momentul. Și dacă ar fi să facem ceva relaxări, atunci poate ar fi bine să urmăm modelul Barcelona, să organizăm concerte în aer liber, să testăm toți participanții și să vedem care este rezultatul acestor măsuri și dacă rezultatul este unul favorabil și numărul de infectări îl putem stopa în acest
acest fel. Este extraordinar și putem să replicăm la nivel de evenimente culturale, evenimente sociale, evenimente distractive și așa mai departe. Cred că aceste evenimente ilegale sau, mă rog, la limita legalității, nu își au locul acum și ar putea fi făcute după niște reguli medicale foarte bine puse la punct, mai ales că avem acum teste rapide, atât din exudat cât și din salivă, și atunci am putea să luăm, sau mă rog, guvernanții noștri ar trebui să ia niște măsuri care să fie în concordanță și medicală și de participare la evenimente. Ciprian, nu mai au oamenii răbdare, așadar. Da, înainte de toate trebuie să felicităm administrația locală a sectorului 2 că a intervenit. Acolo trebuie intervenit, nu la oamenii care se plimbă pe stradă și și-au dat masca sub barbă, ci în locurile aglomerate. Felicitări încă o dată. În privința protestelor, deci, eu nu cred că lucrurile sunt atât de simple, pentru că deja ele au căpătat o conotație politică. Măsurile restrictive au fost doar scânteia care i-a scos în stradă. Oamenii cer demisia domnului Voiculescu, demisia domnului Arafat, demisia guvernului, demisia președintelui. Deci deja observăm că miza s-a dus în altă parte. Tocmai de aceea vă spuneam că este necesară o regândire a strategiei de comunicare a guvernului și ieșirea la rampa președintelui Iohannis, care din poziția dumnealui să fie așa un soi de mediator între guvern și cetățeni, să calmeze spiritele și să ne dea încredere și speranță că mergem spre bine. Da, și mai avem o altă știre care a apărut în urmă cu câteva ore. 121 de milioane de euro va da Uniunea Europeană pentru statele membre pentru a putea implementa sistemul certificatelor verzi cu care vom putea călători fără a mai sta în carantină, și asta dacă se face dovada vaccinării sau a unui test PCR negativ sau dacă persoana respectivă a trecut prin această boală și s-a vindecat. Certificatele se doresc a fi electronice și care ar putea fi prezentate chiar de pe telefoanele mobile. Evident, acum se așteaptă aprobarea proiectului de către Consiliul European, mai apoi de către Parlamentul de la Bruxelles. Doamna Lăzureanu, cât de sigure pot fi aceste certificate și ce înseamnă pentru europeni, practic, de a circula din nou ceva mai liber? Din punctul meu de vedere, este o măsură foarte bună pentru că ar scoate din circulație toate acele certificate fake, pentru că știm cu toții că există, știm cu toții că există o mafie, nu știu alt termen, al acestor tipuri de certificate în care se emit buletine atât de PCR cât și de vaccinare către persoane care nici vorbă să fi trecut prin boală, nici vorbă să fi avut vaccinarea făcută sau nici măcar un test PCR. Noi primim aproape zilnic de la diverse vămi din România telefoane cu întrebări dacă persoana cu tare a fost internată la noi în ultimele 90 de zile, dacă a fost, i s-a făcut un test PCR și așa mai departe, și să știți că undeva peste 30%, dacă nu mai mult, sunt teste fake. Și atunci cred că este foarte bine să existe o platformă unitară, măcar la nivel de Uniune Europeană, în care să și să pot să accesez această platformă, oricare dintre organele abilitate de a accesa această platformă, să o poată face, astfel încât să nu mai existe dubii vis-a-vis de exactitatea acestor certificate emise, fie de DSP-uri, fie de spitale, fie de centrele de vaccinare. Să știți că este un haos foarte mare și cel puțin la nivelul vămilor sunt întrebări foarte mari pe care vămii și le pun vis-a-vis de veridicitatea acestora, și de cele mai multe ori este întemeiată, iar această stratagemă de a elibera certificate false este în plină izbucnire epidemică, ca să folosesc acest joc de cuvinte. Da, Ciprian Purice, practic vedem aceste certificate, aceste certificate ar putea fi incluse chiar și testele PCR negative. Practic nu mai vorbim de acea discriminare să fie aceste certificate doar pentru cei care s-au vaccinat, așa cum se zvonea înainte.
Măsura, în principiu, pare a fi una bună, dar aș vrea cu un amendament, în special referitor la România. Noi nu trebuie să uităm că țara noastră are probabil cel mai mare număr de cetățeni care efectiv fac naveta între orașele din Europa unde muncesc și orașele din România unde locuiesc. Avem 5 milioane de cetățeni care circulă de mai multe ori pe an între Europa și România. Și acest pașaport de vaccinare sau de testare, mai nou observăm, trebuie să fie o măsură care să-i ajute, nu să-i încurce. De aceea eu consider că specialiștii statului român, de la guvern sau din alte zone, să se ocupe cu atenție de acest subiect înainte de a-l adopta și să transmită Comisiei Europene ideile, propunerile României. V-am spus de ce. Noi avem un număr foarte mare de cetățeni care nu fac turism în Europa ca celelalte state europene, ci lucrează acolo. Și atunci să nu încurcăm pe acești oameni, fiindcă știm foarte clar beneficiul lor pentru economia românească, societatea românească sau economiile statelor în care activează. Da, doamna Lăzureanu, față de alte proteste, față de alte pandemii din istorie, această călătorie mult mai facilă între state este o provocare pentru pandemia de coronavirus? Sigur, ați văzut că ea, de fapt, așa și izbucnit. Prin circulația noastră a oamenilor între diverse zone cât mai îndepărtate sau mai apropiate. Aceasta a facilitat, practic, migrarea virusului sau circulația virusului de pe un continent pe altul și, practic, la un moment dat, nu mai știu exact, în martie, când s-a declarat pandemie. Ceea ce părea inițial o izbucnire epidemică acolo în Wuhan, unde s-a închis practic întreaga circulație, din păcate s-a închis prea târziu și deja virusul a scăpat de sub acea incidență geografică. Așa va fi și în continuare. Din păcate vor exista zone cu o circulație a virusului mai intensă, zone cu o circulație mult mai puțină, iar noi, ca și oameni, în dorința noastră de a circula atât din punct de vedere turistic, cât și din punct de vedere economic, vom fi din nou expuși nu numai către SARS-CoV-2, ci și către orice fel de alt tip de microorganism. Virusurile sunt sigur cele mai puțin controlabile, pentru că la bacterii, paraziți, avem medicație mult mai specifică. Dar pentru virusuri care vedem că sar de la o specie la alta, au gazde intermediare către om, virusuri cu care nu ne-am mai întâlnit, nu știm, și următoarea pandemie, să sperăm că va fi cât mai îndepărtată, dar din nou ne va prinde neacoperiți. Da, sperăm și noi să fie cât mai îndepărtată următoarea pandemie. Vă mulțumesc mult, stimați invitații, Văchița Lăzureanu și Ciprian Pulici, așadar, doamnelor și domnilor, în direct pentru VE1 TV. Noi punem punct aici ediției Talk VE1, de la Fix urmează știri cu colega mea, Luiza Cergan, iar eu vă aștept la o ediție specială de la ora 14, Talk VE1. Sunt Ștefan Bășcuță, rămâneți în continuare pe VE1 TV.